Deputatul Mugur Cosman Ciuc s-a întâlnit joi 25 septembrie cu Dean Thompson, însărcinatul cu afaceri al ambasadei SUA și cu Cara Hayward, adjuncta șefului secției economice. Întâlnirea a avut loc la Iași pentru o discuție care a vizat temele politice la zi, subiecte de politică externă și agenda locală din județele Iași și Neamț. Este important pentru zona Moldovei ca procesul de descentralizare și regionalizare să continue, astfel încât luarea deciziilor să se realizeze în beneficiul cetățenilor și a comunităților locale. România are nevoie de instituții și de un stat de drept puternic, iar parteneriatul strategic dintre țara noastră și SUA trebuie consolidat, mai ales în contextul conflictului dintre regiunea Mării Negre, în speță Ucraina. Deputat Mugur Cozmanciuc, președinte PNL Nemț. Consolidarea cooperării dintre IMM-uri și investitorii străini locali pentru crearea de locuri de muncă și a unui climat economic competitiv în județele Iași și Neamț a reprezentat un alt subiect pe ordinea de zi. Importanța pe care SUA o oferă parteneriatului cu România a devenit vizibilă și prin prisma concluziilor summitului NATO desfășurat în țara Galilor. Deputat Mugur Cozmanciuc, președinte PNL Neamț. Astfel, România va avea un comandament NATO, efectivele militare americane vor fi sporite și va fi creat un centru de antrenament și exerciții la Marea Neagră, care se va face împreună cu flota României și cu cea a Bulgariei.